Sergio află de la Violeta că mama lui a avut o aventură în tinerețe cu Eduard. La rândul său și Mircea află aceeași poveste de la menajeră. Vladi vine cu chef de muncă la birou, unde de nas în nas cu Roxana și o întreabă de Dragoș. Aceasta adaugă că Dragoș a fost concediat și să-l întrebe pe Victor sau chiar pe Diana. Vladi vrea ca Dragoș să fie angajat la loc, dar Roxana nu are nicio putere pentru a rezolva problema lui. Mircea o surprinde pe Elisabeta și o întreabă de numărul de telefon a unui doctor. Mai apoi, Mircea o întreabă direct dacă a avut vreo aventură cu Eduard, iar Elisabeta îi răspunde că această întâmplare a fost de mult. Se spiritele între Marius, Damian și Mara. Marius îi spune că acesta știe că l-a mințit pe Damian că este bogată. Damian o ia pe sora Evei de o mână să o ridice de la masă, iar în timp ce pleacă acesta o bruschează.